Salutare, prieteni! Revenim din nou cu un episod de trading de data asta. Vreau să vă anunț că am lovit iar piața transferurilor, eu și cu Becali. Uitați-vă puțin ce am făcut, ce nebunie am făcut. Am dat Santimina, am dat Van Ginkel, am dat Mous Vermaelen în Jaume de la Valencia, i-am dat pe toți cu 1600 de coins și ghiciți cu câți coins i-am cumpărat. Mai avem 11 de băgat pe transferuri, i-am lăsat special ca să vă arăt cât am dat pe ei. 450, da? 450, 1500, 1600. Go! Santimina iar, 450. 1500, 1600, go! Van Ginkel, 350 coins. 350 coins, prieteni, 350 coins, 1500, 1600, go! Al Van Ginkel, 350. 1500, 1600, go! 350, da, să vi arăt pe toți, să vedeți, 350. 550, 550, 350, 550, 750, 450. Cel mai scump a fost 750 din ce ați văzut aici, din cei 11. Și eu îi dau acum cu 1600 coins. Bă, fraților, e de 3 ori suma, de 4 ori. Deci am spart transferurile în seara asta. Ce am făcut? După premii de la Squad Battles, am intrat la bid, mi-am ales jucători de ăștia non-rar mai slab, care erau destul de scump și am început să-i biduiesc. Fiind foarte mulți, am prins la prețuri de nu mi-a venit mie să cred. Nu fac de mult timp treaba asta, dar o să fac și eu din ce în ce mai des. Jucătorii diferă de la săptămână la săptămână, nu poți să știi exact ce jucători vor fi. Adică să, dacă eu l-am luat pe Van Ginkel, săptămâna viitoare îl iau iar pe Van Ginkel și fac bani, nu. Uitați, după cum vedeți, deja unul s-a dat. Deja încep să se dea din Van Ginkel, care am pus cu 1600. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jucători de transferat, unul s-a vândut. Și așa am făcut o sumă incredibilă astăzi la, după cum știți, la Squad Battles. După ce au venit primii de la Squad Battles, am biduit la ei de m-a luat naiba până la ora asta, acum am terminat. Mai avem încă 10 pe piața transferurilor și de mâine creăm echipa. Eu zic că e un trading method foarte eficient, foarte bun. Acum ești de noroc că, de exemplu, am dat bituri o grămadă, poate la alții 1000 și noi am luat. Și i-am luat pe aia cu 350-450 care nu mă așteptam. M-am trezit cu ei în club. What the fuck? Cum? Cum au trecut pe lângă ei? Deci, vă recomand această metodă, să o faceți și voi. Nu e foarte gravă, trebuie doar răbdare și nu aveți... Nu știu, eu am băgat vreo 40K în toată treaba asta și... Cred că am scos triplu, să zic. Că ați văzut, 350-1600 vânzări, toți au fost vânduți, uitați, se dau deja tot. Cu 1600 și toți ăștia să luați 350, 500, 450, 550, 700 maxim. Eu zic că mi-am triplat banii lejer. V-am pupat pe toți, dați un like neapărat la video ăsta, vreau like-uri multe și share-uri dacă se poate, și comentarii și tot ce trebuie de la A la Z. Vă pup și ne vedem astăzi, luni, la Weekend League, să terminăm cele 10 meciuri. Ciao!